Instituțiile de cultură din Sălaș au celebrat astăzi Ziua Culturii Naționale cu un spectacol de o înaltă calitate artistică organizat în sala de bal a clădirii Transilvania. La acest spectacol au fost prezente personalități de seamă ale județului. Astfel, prefectul Ionel Ciunte a transmis un mesaj de mulțumire cu ocazia evenimentului. Vă reamintesc ceea ce odinioară Geo Boxa spunea despre Eminescu. El este, oricât de multe deznădejde ne-ar încerca, temeiul pentru care totuși ar trebui să nu deznădăjduim. La mulți ani culturii naționale, la mulți ani dumneavoastră și familiilor noastre, pentru că suntem la început de an. Multă sănătate! De asemenea, la eveniment au luat cuvântul diferite personalități din județ, amintind de Eminescu și valoarea sa. Pentru această ocazie, artiștii au ales să interpreteze lucrări renumite cu o bogată semnificație.